Hei, vă salut! Vă salut din parc, de la plajă. Și uite, m-am decis să fac un video în limba română, că nu prea am mai făcut de mult, am făcut mai mult în engleză. Și am o veste bună, mi-am cumpărat stick, selfie stick, după cum puteți vedea. Da, este o zi de luni azi, dar avem vacanță, e bank holiday aici și nu lucrăm și atunci am zis că hai să venim până în parc, să stăm la plajă. Hai să vă arăt pe aici cum arată parcul. Fac un view la 185 de grade. Parc foarte mare, foarte frumos. Da. Aici în spatele meu este un râuleț și ne bucurăm de soare și de vreme frumoasă. Sunt 32 de grade și ieri a fost foarte cald, 31 de grade și mâine va fi foarte cald, 31 de grade, tot așa. Da, avem aici o limonadă, San Pellegrino. Hidratarea e foarte importantă. Ia să-mi dau jos și șapca, ca să vedeți cum m-am tuns. M-am tuns pe lateral și în spate. Nu cât se vede. Da, ați prins ideea. Da. Am vrut să fac un video ca să vă arăt cum e aici, în parc, și să povestesc un pic cu voi. Stai că am și favorita mea, coconut water, apă de cocos. Da. Hidratarea e foarte importantă. Îmi place foarte mult apă de cocos. Da. După cum puteți vedea, nu sunt chiar așa bronzat mai foarte mult, pentru că anul ăsta nu a fost chiar așa cald, foarte cald, ca să te poți bronza cum a fost anul trecut. Anul trecut a fost o vară cald în România aici, în Londra, în Anglia. Da, vreau să vă spun doar că, după cum puteți vedea, am început din nou să pun video regulat, încerc să pun cam un video pe săptămână, măcar un video sau două la sfârșit de săptămână, de obicei vineri sau sâmbătă, cu mici excepții o să mai pun și în cursul săptămânii. Dar da, nu fac numai video bazate pe fitness și pe antrenament, fac și alte videouri vorbind cu voi și din viața mea normală de zi cu zi. Ceea ce vreau de la voi este să vă abonați canalului meu de YouTube. DRG Fitness este canalul. DRG Fitness Sport, Music and Fun, dar dacă puneți DRG Fitness numai acolo o să vă apară.